Teatrul de Artă Deva și-a obișnuit publicul cu spectacolele de înaltă ținută, bine realizate și gândite în așa fel încât spectatorul să fie mulțumit cu ceea ce vede pe scenă. Nici la final de an nu lasă garda jos și anunță o colaborare deosebită cu Teatrul Evreiesc de Stat din București. Teatrul de Artă Deva, reprezentat de Mihai Panaitescu, și Teatrul Evreiesc de Stat din București, condus de binecunoscută actriță Maya Morgenstern, pregătesc un spectacol deosebit ce va avea premiera în 21 februarie la București, iar mai apoi piesa va fi jucată pe scena Instituției de Cultură de la Poalele Cetății. E o coproducție. O coproducție în care ne bucurăm foarte mult că suntem alături de un teatru nu important, unic în peisajul internațional. Piesa se numește Rude Pierdute de Nava Semel, spectacol care va avea premiera în 21 februarie la București și probabil la câteva zile în Deva. Spectacol care ne-am gândit să aibă un traseu, o viață itinerantă, atât Israel cât și toată Europa. Intenționăm să mergem cu acest spectacol, regia Mihaelei Panainte și scenografia e făcută de mine. Spectacolul Rude Pierdute de Nava Semel este gândit a fi unul itinerant, care va ajunge în Israel și pe întreg bătrânul continent.